Salutare tuturor, am revenit cu un nou clip pe YouTube și astăzi m-am gândit să discutăm despre beauty trends pentru primăvară-vară 2024. N-am mai vorbit de foarte mult timp de trenduri de beauty pentru că recunosc că nu am mai fost atât de focusată pe trendurile de beauty. Dar acum câteva zile am stat și m-am gândit, ia să vedem care mai sunt trendurile în beauty și am fost foarte, foarte plăcut surprinsă să aflu că în acest an rezonez aproape în totalitate cu trendurile pentru primăvara și vara aceasta și tocmai de aceea am zis să discut cu ele, despre ele cu voi și desigur vreau să vă arăt și câteva produse pe care eu vi le recomand sau, mă rog, tehnici sau pur și simplu să vă recomand lucruri în așa fel încât să le puteți obține și voi foarte ușor. Sunt în mici schimbări aici în birou, vreau să mai lucrez puțin la setup-ul acesta pentru YouTube și încerc să schimb lumini, setup, cu ce cameră filmez, cu ce obiectiv filmez, microfon și așa mai departe. Acesta este cumva un look al clipului de YouTube provizoriu, dar îmi doream foarte mult să fac acest clip și tocmai de aceea am zis hai că filmez așa, nu contează dacă n-arată totul așa cum îmi doresc eu, stau și cu cana în brațe tocmai pentru că nu mai am mai nimic în jurul meu în afară de cameră și evident mobila din spate care nu s-a schimbat. Primul trend este Dolly Beauty. Ce înseamnă Dolly Beauty? Cumva acel look ca de păpușică, dar o păpușică foarte naturală, adică un ten aproape ca de porțelan, destul de alb, un blush roz rece, highlighter care să scoată pomenții în evidență, dar machiajul, atenție, nu are contur atât de mult, adică nu ne focusăm să scoatem pomenții în evidență prin conturare, ci prin highlight, ceea ce înseamnă că și fața, mai ales dacă avem o față mai rotunjoară sau mai ovală, cum sunt eu, de exemplu, va avea un aspect cumva mai plin, mai rotund. De ce? Pentru că nu mai venim cu subțiatul feței, ci doar scoatem pomeții frumos în evidență. Din punct de vedere al machiajului ochilor, adică acest Dolly Beauty este de fapt un trend pentru întreaga față, ca să zic așa. Avem parte de un eyeliner foarte, foarte subțire sau deloc, mascara, poate un fard sidefat natural, mai spre nude sau un rozaliu așa ușor perlat pe pleoape, sprâncene naturale și, cum vă spuneam, un look foarte porțelanat ca de păpușă, dar o păpușă foarte naturală din punctul meu de vedere, ceea ce îmi place foarte mult. Evident că acest look de porțelan înseamnă și un ten de porțelan și nimeni nu are tenul de porțelan, dar din punctul meu de vedere, de ce cred că aceste trenduri sunt bune pentru primăvară-vară 2024 și de ce rezonez eu cu aceste trenduri? Pentru că totul ține de naturalețe. Da, este un look porțelanat cu un ten perfect, dar evident dacă ne uităm în poze și dacă ne uităm pe runway, vorbim de niște modele care sunt alese special pentru a avea un ten frumos. Pe de altă parte, nici măcar ele nu au tenul perfect, ci sunt machiate, ceea ce înseamnă că și noi putem să obținem acel ten frumos, poate cu un corector, cu un BB cream, dacă avem puțină roșață. Dacă aveți probleme, ca să zic așa, mai severe cu tenul, evident că puteți folosi și un fond de ten. Ideea este să avem acel look natural și lejer al tenului, să folosim cât mai puțină bază și să lăsăm, să încercăm textura pielii să iasă la suprafață și să fie cât mai naturală, fără să încărcăm tenul. Acest lucru ne interesează de fapt cel mai mult, să nu mai avem acel look perfect, ci să dăm naturalețe și volum prin lumină, prin acest look de porțelan. Acest Dolly Beauty într-adevăr înseamnă și un ten mai deschis la culoare, adică look-ul acesta foarte bronzat de vară nu este, se merge foarte mult pe piele deschisă la culoare vara aceasta, adică să folosim SPF și să avem grijă de fața noastră să nu ne mai bronzăm chiar atât de mult sau măcar să nu ne mai să nu mai folosim atât de mult bronzer și contouring și așa mai departe. Din punct de vedere produse, așa cum vă spuneam, încercați să mergeți către BB cream-uri, către highlightere. Uitați, de exemplu, să vă arăt eu acum, dacă îmi... V-am zis că e greuț când nu le mai ai pe toate.
De exemplu, acum eu am foarte puțin contouring, nu atât de mult, dar un highlighter cum este acesta de la MAC Soft & Gentle, care este un highlighter destul de natural, dar dacă aș aplica destul de mult pe aici, deja dă, vedeți, acest, practic îmi dă volum feței fără să am foarte mult contur și fără să aplic bronzer. Practic îmi dă acel look oarecum de porțelan. Chrome Eyes. Chrome Eyes este un trend care îmi place în funcție de ce culori folosesc. Înseamnă practic, vă dau exemplu aici, aceste farduri metalizate. Asta înseamnă farduri metalizate, destul de sidefate. Vă arăt imediat. Poate nu este cel mai bun exemplu acesta, dar înțelegeți voi cam care e ideea cu Chrome Eyes. Evident că puteți să folosiți și nuanțe mai închise. Eu personal prefer oarecum ideea aceasta de blue-uri, poate un argintiu, un alb sidefat, un roz sidefat, oricum cumva pasteluri. Mie îmi plac mai mult pastelurile pe zona aceasta de trend și mi se pare că este fix trendul acela de 90s în care aveai acel bleu sidefat pe pleoapă, pe toată pleoapa și mascara și eventual un ruj cu un creion maro și un gloss deasupra. Cred că știți la ce look mă refer. Ei bine, așa obțineți The Chrome Eyes. Următorul trend este 90s brows, care mie personal nu-mi place atât de mult pentru că vorbim despre acele sprâncene foarte, 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 foarte subțiri, foarte pensate sau putem să mai vorbim despre persoane pentru a obține cumva acea idee. În momentul în care sprânceana era atât de pensată, automat se vedea foarte mult din arcadă și ieșea osul în evidență. Ce se mai întâmplă și ce au mai făcut unele persoane a fost să își vopsească sau să-și deschidă foarte mult, chiar să-și decoloreze sprâncenele și se obține un oarecare 90s brows, în sensul că ai sprâncenele mult mai, nu că mult mai șterse, nu mai ai sprâncene. Mie personal nu-mi place atât de mult acest look. O să vedeți că, și cred că ați observat deja în ultima perioadă, că influența anilor 90 a intrat foarte, foarte puternic pe piață, de la ochelari de soare, cum era pe vremea aceea, la haine, la păr, make-up și așa mai departe. The 90s are back, anii mei, anul în care m-am născut, că-s născută în 91, eu mă bucur tare mult pentru că este moda anilor mei, dar sunt anumite lucruri pe care nu pot să zic că le-aș repeta, și anume, acele sprâncene foarte, foarte pensate, nu mai am poze cu mine cu sprâncene atât de subțiri, dar am avut și eu acele sprâncene. Da, eu acest trend nu pot să zic că sunt foarte încântată de el, dar am zis să îl menționez pentru că face parte din trendurile pentru primăvară-vară 2024. Următorul trend este tot legat de sprâncene și anume laminated brows, adică sprâncenele laminate. Aici sunt de acord, mi-am laminat și eu sprâncenele o perioadă și mai ales dacă vreți să aveți un look așa mai full și sprâncene foarte, foarte frumos așezate, puteți să vi le laminați, dar dacă nu vreți să le laminați, să știți că puteți folosi și un gel de sprâncene sau un gel foarte puternic, să le pieptănați foarte bine, să le dați cu acel gel și să le periați mai spre sus și obțineți fix acest look de sprâncene laminate fără să vă laminați sprâncenele. Eu personal nu am să vă arăt un astfel de gel pentru că nu folosesc. Eu folosesc foarte rar gel de sprâncene, nici nu știu dacă am vreun gel de sprâncene pe aici, nu am gel de sprâncene pentru că folosesc destul de rar. În ultima perioadă eu folosesc doar un curent de sprâncene, le pieptăn și cam atât, adică asta este sprânceana mea, merg pe natural aproape 100%, că totuși folosesc puțin creion. Beautiful blush este următorul trend, adică să avem un blush care iese foarte, foarte mult în evidență. Aveți mai multe opțiuni aici. Puteți să folosiți blush-uri cremă sau puteți să folosiți blush-uri clasice pudră. Important este să alegeți nuanțe, după cum puteți vedea, un fel de roz aprins piersică. Puteți să mergeți și pe un roz mai rece, mai ales dacă aveți un subton al pielii rece. În cazul meu, eu având un subton cald, merg pe nuanțe mai calde spre piersică. Ideea este... Ideea este ca acest blush să fie aplicat
foarte proeminent, ca să zic așa, și în centrul feței și să se ducă chiar ușor, ușor spre zona în care am aplicat în mod normal highlighter. Puteți după aceea să folosiți și puțin highlighter, evident, dar focusul acestui trend este pe blush și pe acel look îmbujorat și nu se pupă atât de mult sau neapărat cu Dolly Beauty, primul trend despre care discutam. Adică eu oarecum mi-aș alege în ce zonă vreau să merg. Vreau să merg pe zona cu foarte mult highlighter sau vreau să merg pe zona cu foarte mult blush, că sunt două chestii diferite. Cum vă spuneam, puteți să folosiți astfel de nuanțe, blush-uri mai închise sau mai, maronii, așa, nu aș merge în zona aceasta, trebuie să fie blush-uri destul de rozalii pentru a da acel efect de îmbujorare. Următorul trend este nude lips, care, ce să mai, este trendul meu. Mie îmi plac foarte mult buzele nude, știți foarte bine că deja, poate că de 2 ani de zile, ce folosesc eu pe buze este creion de buze și balsam de buze, iar în sfârșit a venit cineva și a făcut un trend pentru mine ca să mă simt și eu în trend și în rând cu lumea. Vă recomand! Acestea, de exemplu, sunt cele două creioane de buze preferate ale mele în ultima perioadă. Pe acesta de la Melchior Brown, îl știți că vă vorbesc despre el de un catralion de ani. Vă recomand lip linere în zona nude maro chiar un pic, pentru că atingem puțin și zona de 90s, dar arată foarte natural și foarte frumos pe buze când aveți un contur ușor maroniu, după care, pe care îl estompați foarte frumos cu un gloss sau cu un balsam de buze. Iar cel de-al doilea creion pe care l-am descoperit de curând și sincer să fiu, sunt foarte îndrăgostită de el, este un creion de la Makeup Forever, este din gama aceea Artist Color Pencil, acesta este, sper că se și vede, așa, și este nuanța 608 Limitless Brown și este cel pe care îl port acum. Este un maro foarte închis el, așa ca și creion, adică uitați cât de închis este versus, vă arăt imediat cum arată brown de la Melchior. E o diferență mare între ele. Adică, practic, brown este un nude mai maroniu și acesta este maro-maro. El, acest creion poate fi folosit ca și creion de ochi, pentru că aceste creioane de la Makeup Forever pot fi folosite peste tot. Și pentru ochi și pentru buze. Eu îl folosesc pentru buze și când l-am întins cu balsam de buze și după ce am dat gloss peste, acesta este rezultatul. Mie mi se pare un rezultat foarte frumos, îți și face buzele să pară mai mari. Și cum vă spuneam, pentru acest nude lips, eu merg către zona pentru că nu văd acest trend și acest nude lips ca și variantă de ruj nude, adică să folosiți un astfel de produs. Nu o văd în zona asta, ci mai degrabă ideea de nude natural, în sensul de balsam de buze sau gloss cel mult. Și un creion care, v-am zis, să fie așa maroniu pentru a da acea senzație de anii 90, dar cumva modernă pentru că este estompat și nu este un contur cum era în anii 90, că știți că era un contur foarte puternic, conturul maro. Plus că, cum vă spuneam, un creion maro vă oferă și acest efect de buze mai plin. Așa că pentru acest trend aș folosi un balsam de buze. Balsamul meu preferat de buze este Lip Booster de la Elena Martin, care este deja aproape gol, trebuie să mă duc să mai iau unul, dar ca să înțelegeți, cred că e al 4-lea sau al 5-lea pe care îl termin deja și ține foarte, foarte, foarte mult unul și numai pe acesta îl folosesc. Mai am câteva balsamuri de buze care și ele sunt bune, doar că sunt pringenți, așa, dar day-to-day makeup nu există în ziua respectivă să nu folosesc lip booster-ul, atât de mult îmi place. Și vă mai recomand ceva, acest Duck Plump de la NYX. Este un gloss și este glossul pe care îl port acum pe buze. Scrie și pe el Extreme Sensation, după cum puteți vedea, și vă zic și de ce. Pentru că, într-adevăr, senzația de, îți ciupește buza în așa fel încât să-ți omorească. Să știți că senzația este puternică și la început când te dai cu el ești un pic, aoleu, mă ard buzele. Dar mai mult e un de înțepătură, așa aș spune senzația aceasta, dar într-adevăr îți face buzele puțin mai mari și dacă vreți să vă măriți cu adevărat buzele pe moment, chiar vi-l recomand, dar orice gloss. De exemplu, mai am pe acesta de la Maybelline,
cum se numește, lifter gloss. Teoretic și acesta îți mărește buzele, doar că are acid hialuronic în el, adică practic le hidratează foarte bine. Este la fel un gloss transparent, simplu, natural, care îți dă acel luciu, dar fără să adauge culoare. Nu aș folosi glossuri cu SIDEF în ele sau cu particule sclipicioase și nu aș folosi glossuri sau, cum vă spuneam, rujuri pigmentate. Aș merge chiar pe natural, adică balsam de buze sau un gloss transparent. Un alt trend preferat de mine, fresh dewy skin, adică un ten fresh, luminos și cu un glow natural. Cum îl obținem? În primul rând, cred că pentru acest trend avem nevoie de o rutină de îngrijire foarte bine pusă la punct și practic să ne preocupăm cu adevărat de tenul nostru. Să nu ne mai bazăm pe machiaj că ne va ascunde imperfecțiunile și că nu contează, ci să încercăm să avem grijă de ten cât mai bine, în așa fel încât să fim nevoiți să purtăm cât mai puțin machiaj. Cred că acesta este secretul și cumva să știți că în ultimii ani pe acest lucru m-am focusat și eu mai mult, pe foarte mult skincare, ca să folosesc tot mai puțin machiaj. Nu că nu-mi place make-up-ul, ci pur și simplu că vreau să scot în evidență frumusețea mea naturală și, cum spuneam, anul acesta rezonez foarte, foarte mult cu trendurile, pentru că este despre naturalețe, despre pielea ta așa cum este, despre trăsăturile tale așa cum sunt, doar scoase în evidență într-un mod frumos și estetic. Așa că pielea ta așa cum este poate să fie mai luminoasă cu puțin ajutor. Vă recomand BB cream-uri. De exemplu, eu le am pe acestea două care îmi plac foarte, foarte mult. Unul este de la Orgena, Comfort Air Fit se numește, este nuanța nude. Este foarte nude pe piele, lasă un ten extraordinar de natural și, într-adevăr, chiar vezi toți porii, dar, cum să zic, nu știu, parcă nu te deranjează chiar dacă ai pori, chiar dacă sunt pori mai deschiși sau mai dilatați, nu știu, are un efect foarte frumos acest BB cream și chiar și când începe să se ducă pe timpul zilei, nu se șterge efectiv de pe față, ci, nu știu, se feiduiește așa frumos. E foarte bun acest BB cream și chiar îl recomand. Îl mai am și pe acela de la... Nu uite cum se numește acum. Nu l-am la mine și nu știu pe unde este. Purito, așa. BB cream-ul de la Purito, care are o acoperire ceva mai mare și pe care, într-adevăr, îl folosesc în zilele în care am vreun monstruleț pe față, care poate în ziua respectivă mă mai deranjează, că am și zile în care nu mă deranjează monstruleții. Și îl mai am pe acesta CC Cream, care este de la Herborian, vreau să zic Lerbolariu. Herborian, care la fel îți dă așa un look foarte, foarte fresh și natural pe ten. Acum, pentru a obține acel dewy skin finish, avem mai multe opțiuni. Pe lângă, avem varianta strict BB cream și atât, sau putem să combinăm BB cream-ul sau fondul de ten, dar dacă vrem fresh dewy skin, eu n-aș merge către fond de ten, sau măcar aș folosi un fond de ten foarte, foarte lejer. Dar evident că depinde de voi. Puteți să obțineți un dewy skin și cu fond de ten. Mie îmi place ideea de BB cream sau de un fond de ten natural și foarte lejer și cumva subțire ca textură. Și ce vă recomand este să îl amestecați cu un astfel de produs. Avem fie acest strobe cream în nuanța Gold Light de la MAC. Este superb. Este cumva o cremă hidratantă, teoretic, care are... Nu știu cât de mult se vede, sper să se vadă, are, vedeți acest efect de dewy skin? Are niște particule aurii în ea. Mie îmi place să-mi, mai ales în ultima perioadă cu aceste trenduri și făceam chestia asta și înainte și cred că v-am făcut acum ceva timp și într-un tutorial și v-am arătat această tehnică, îl amestecam fie cu fondul de ten, fie cu... BB cream-ul și îl aplic cumva, adică fac un BB cream și mai lejer, care să aibă aceste particule care sunt foarte, foarte fine în acest strobe cream, de-aia mi-și place atât de mult. Sunt niște particule aurii atât de fine care efectiv captează lumina și îți dau acel look super glowy și hidratat. Știți că este o cremă hidratantă la bază, adică trebuie să înțelegeți că nu o să aveți un efect mat al pielii. Va fi un efect hidratat. Că după aceea folosiți și puțină pudră în anumite zone și ca să se
așezați produsele pe față, nu este nicio problemă. Sau puteți să folosiți, de exemplu, acest Becca Backlight Priming Filter. Da, așa se numește. Care este un highlighter lichid, care din nou are același efect. Acestea două recunosc că sunt cele pe care eu le-am descoperit. Vedeți? Are fix același efect. Acestea sunt cele două produse pe care eu le-am descoperit că funcționează în acest fel foarte bine și îți dau într-adevăr acest look de glowy skin. Zilele trecute am văzut pe Instagram un produs de la Velvet ceva, am uitat, am și un produs de la ei, dar recunosc că nu mai ținte fix acum cum se numește brandul. Am văzut la ei un spray care îți dă acest look glowy cu niște particule. Este și aceasta o variantă, nu am încercat încă produsul, cred că este un pic mai accesibil ca preț față de acestea două. Acestea, într-adevăr, nu sunt neapărat cele mai accesibile produse, dar combinat cu BB cream-ul vă va ține ceva timp. Dar, cum vă spuneam, eu până acum, personal, nu am descoperit încă alte produse care să funcționeze la fel de bine. Dar cum descoper, vă zic. Și un alt truc pe care eu îl folosesc pentru dewy finish este Fix Plus de la MAC sau un spray de fixare care să vă împrospăteze machiajul și, sau care să fixeze foarte frumos machiajul. Sinceră să fiu, puteți să folosiți și apă termală pe timpul zilei. La fel vă va împrospăta tenul și vă va împrospăta machiajul. Sunt diverse astfel de spray-uri, așa că nu trebuie neapărat să fie Fix Plus. Pe acesta îl folosesc eu momentan, se și vede că nu prea mai are neapărat atât de mult în el. Va trebui să iau altul nou, dar sunt și alte produse care funcționează foarte bine și care recunosc că și mie îmi plac foarte mult. Momentan și în ultima perioadă am tot folosit Fix Plus de la MAC. Dar nu trebuie folosit neapărat acesta. În materie de cremă dewy, doar pe acestea două le-am descoperit eu, dar cum mai descoper și altceva, vă zic. Următorul trend este Playful Minimalism. Ce vă recomand eu la Playful Minimalism este, de exemplu, să vă jucați cu eyelinere colorate și să faceți un cat eye super subțire, care de fapt să fie colorat. Sau, de exemplu, dacă mai țineți minte acel stil de make-up în care aveam cat eye sau nu aveam nimic pe partea, pe pleoapa de sus, poate doar ceva așa ușor sidefat și aveam aici un fard colorat. Asta înseamnă play și așa văd eu, practic, Playful Minimalism, în așa fel încât să fie acolo o mică pată de culoare, poate într-un mod neobișnuit, dar întregul machiaj să rămână cât mai natural și cât mai minimalist. Iar ultimul trend este foarte interesant și cumva pe mine mă duce back to memory lane, ca să zic așa. Se numește Instagram makeup. Și acest Instagram makeup n-are nicio treabă cu toate trendurile de până acum. Dar niciuna. Pentru că acest Instagram makeup se referă la machiajul anilor 2016 de pe Instagram și YouTube. Este machiajul tuturor timpurilor și machiajul cu care noi am început și acea, dacă mai țineți minte, zic eu, era de aur a youtuberilor de make-up, când făceam acele sprâncene super bine conturate, acel baking pe toate zonele, blendingul acela de 17 milioane de ore, acel machiaj care ți-l lua, sincer, foarte mult timp să-l faci, dar ne făcea să plecăm la 8 dimineața de parcă veneam de la vreo ședință foto. Acela este machiajul Instagram makeup și machiajul anilor 2016. Este machiajul care practic a fost dat mai departe de foarte mulți și practic a fost predat de foarte, foarte mulți youtuberi, atât de la noi, din România, cât și mai ales din afară, youtuberi faimoși, cum ar fi Tati, cum o cheamă, doamne, de... Nu vine să cred că acum nu-mi vine. Desiree și sunt mai multe fete, evident.
Așa că acest tip de make-up, care, na, cumva mie mi-aduce aminte de epoca când făceam foarte, foarte mult make-up, pentru că despre asta era vorba, despre foarte mult make-up, despre baking, despre multe produse, despre cât mai multe farduri de ochi blenduite în 10.000 de feluri, în așa fel încât să iasă un machiaj foarte elaborat, pentru persoanele care cumva doresc un machiaj mai, nu neapărat că strident, dar un machiaj mai elaborat și nu ceva simplu și rapid, pentru persoanele acelea este acest trend. Așa că întorceți-vă la toate tutorialele mele din 2016 și practic acela este machiajul care se poartă astăzi în 2024. Sper că v-a plăcut acest clip, eu sunt foarte happy că l-am făcut, pentru că v-am zis, rezonez cu foarte multe dintre aceste trenduri și într-un fel rezonez chiar și cu ultimul trend, ce anume Instagram makeup, și vă zic și de ce. Pentru că mă face pe mine să-mi aduc aminte de acele timpuri când făceam și eram stresată să fac tot felul de lucruri. Look de vară, nu știu cum, look de seară, nu știu cum, look de piscină, look de petrecere, look de așa ce. Până la urmă a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Ați observat că nu mai vine să fac neapărat atât de multe lucruri, pentru că mi se pare că naturalețea primează acum și este mai frumoasă și mai elegantă, dar dacă vreți, uitați, chiar o să mă gândesc la un look de ceva și să facem poate chiar un Instagram make-up așa de dragul tutorialelor din perioada respectivă. Lăsați-mi comentarii dacă ați vrea să vedeți acest lucru și ne ocupăm, pentru că slavă Domnului am suficiente palete încât să fac treaba. Mai țineți minte cum apărea o paletă nouă, cum nu știu ce, ați observat că nu prea mai apar și nu prea se mai scot neapărat atât de multe palete și atât de multe chestii, tocmai pentru că n-a mai fost trendul de așa natură, dar probabil că cum moda este ciclică și trendurile sunt ciclice și totul revine, este posibil să ne întoarcem la moda cu foarte, foarte multe palete de make-up. Sper că v-a plăcut acest clip, așa cum spuneam, sper că v-am fost de folos și v-am dat ceva informații noi și interesante. Nu uitați să-mi lăsați comentarii cu sugestii pentru următoarele clipuri. De asemenea, spuneți-mi dacă ați vrea să facem mai multe chestii de beauty, pentru că deși am o abordare diferită asupra frumuseții și asupra beauty-ului, pentru că nu mai sunt, cum spuneam, ca în 2016, totul despre palete și totul despre produse, nu înseamnă că nu mai vreau să abordăm astfel de subiecte, dar aș vrea să știu practic care sunt interesele voastre în ziua de azi legate de beauty. Ce vă interesează? Lucruri rapide, informații despre skincare, informații despre ritualuri, informații despre ce fac eu. Aș vrea să știu cum au evoluat interesele voastre de beauty și ce vă interesează pe voi în materie de beauty în ziua de azi. Pentru că cu toții am evoluat, cu toții ne-am schimbat, cu toții ne-am dezvoltat cumva gusturile și poate nu ne mai interesează ce ne interesa sau nu ne mai vine să urmărim ce urmăream acum câțiva ani. Așa că chiar vreau feedback-ul vostru să-mi spuneți ce vă interesează pe voi în materie de beauty în ziua de azi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, Laura Mușurea, și pe TikTok și desigur, dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, puteți să o faceți și să apăsați și pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când postez un clip nou și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!